v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi sunt plină de veselie, de energie, de voie bună, pentru că am fost la cumpărăturile mele lunare în DM, Pepco și Sinsay. Și să știți că în ultimele două a fost o plăcere să intru, pentru că am tot fost în căutare de decorațiuni de Paște, pentru că se apropie sărbătoarea, nu vine să cred, jur că parcă mai ieri vorbeam despre Crăciun, dar iată că se apropie Paștele și îmi propun să decorez casa și am găsit așa niște chestii interesante. Apropo de Sinsay, nu faceți ca mine, nu vă duceți fizic în magazine, pentru că dacă faceți cumpărături online, puteți să primiți niște bănuți înapoi. Cum se întâmplă acest lucru este foarte simplu și v-am mai zis, dar știu că sunt persoane noi aici pe canal. Așadar, o să găsiți în descriere un link către aplicația Tipli. De ce spun că primiți bani înapoi? Pentru că Tipli este un portal de cashback, adică dacă vă veți face cumpărăturile prin intermediul lor, un procent din bănuții pe care îi cheltuiți vi se va întoarce în contul vostru Tipli în 48 de ore de la plasarea comenzii. După finalizarea perioadei de returi, acești bani pot fi folosiți sau retrași, de ce nu, în contul vostru bancar și puteți să vă folosiți de ei exact așa cum vă doriți voi. Pe platforma Tipli veți găsi peste 400 de magazine, dintre cele mai interesante, inclusiv Sinsay, și o să vedeți într-un chenar verde că este acolo afișat un procent. Acela este procentul care vi se întoarce înapoi. Avem așadar 5% la Sinsay, până la 7,5% la About You, și ce mi se pare mie nou și foarte tare, am observat că dacă intrați pe magazine, o să vedeți acolo toate promoțiile care se află în momentul de față în desfășurare și veți găsi multe coduri de reducere. Așadar, nu trebuie să mai stăm noi să căutăm pe Google. De exemplu, cod de reducere e-pantof, că am tot căutat în ultima perioadă, pentru că da, am plasat o comandă acolo și mi se pare mult mai la îndemână așa. În afară de faptul că vă primiți bani înapoi, aflați și care sunt reducerile care funcționează în momentul respectiv. Ba mai mult decât atât, dacă o să faceți click pe linkul pe care vi-l las în descriere și vă instalați aplicația, la prima comandă primiți și 30 de lei cadou din partea celor de la Tipli. Așa că această aplicație vă recomand să o instalați, pentru că puteți afla și de reduceri, economisiți și bani. Și dacă tot vine Paștele, așa cum spuneam, avem nevoie de mici economii ca să le facem cadouri celor dragi. O să începem cu ceea ce am cumpărat de la Sinsay. Am niște chestii foarte drăguțe, o să las decorațiunile la final. În primul rând mi-am luat acest set de cuțite, pentru că mi-am dorit și eu să am un set de cuțite de fete, să nu mai văd cuțite negre. Știu că la un moment dat au mai fost și unele pe roz, dar nu le-am mai prins, le-am găsit acestea pe turcoaz. Și acest set a costat 29,99 de bani, 30 de lei pe scurt. Vreau să le scot de aici din cutie, ca să vi le arăt și vouă. Acum, eu sper să taie, pentru că la banii ăștia nu știu ce să zic, dar cam acestea sunt cuțitele. Mi se pare că arată foarte, foarte bine și pentru cât gătesc eu, aceste 3 cuțite îmi sunt suficiente. Chiar cred că taie și chiar cred că taie bine. Ok! Ne bucură. Îmi plac mult, mânerul este de plastic, lama pare a fi foarte, foarte ascuțită, dacă insistam un pic mai mult, probabil mă trezeam cu vreo bucurie pe deget, așa că mi se par foarte drăguțe pentru doamne și nu cred că mai aveau alte culori, cel puțin nu în magazin. Un alt motiv pentru care să faceți cumpărături online la magazinul Sinsay, să știți că veți găsi mult mai multe. Eu am văzut foarte multe decorațiuni de Paște frumoase pe aplicația lor, dar în magazine nu erau. Nu erau și nu erau. Mai bine stați acasă pe canapeaua voastră, faceți cumpărăturile și prin Tipli primiți și banii înapoi. Este mult mai confortabil așa. Apoi, am luat și acest set de tocătoare, unul mai mic și unul mai mare. Am dat 20 de lei pe acest set. Nu știu ce să zic, mi se pare un pic cam moale acest plastic, dar teoretic ar trebui să fie ok pentru, nu știu, uzul zilnic, să nu fie din acelea foarte foarte groase, pentru că nu mă apuc să tai carne pe ele. Eu de obicei folosesc tocătoarele la salatele mele și mi s-au părut că se potrivesc foarte bine cu aceste cuțite. Este posibil ca acesta mic să fie o idee cam mic, dar cel mare cu siguranță îmi va fi foarte folositor. Mi s-a părut că au avut un preț foarte bun. În ceea ce privește decorațiunile, am găsit aceste două păsărele, ca să nu le zic altfel, foarte, foarte drăguțe. O păsărea de acest gen a costat 12 lei și 99 de bani
și este foarte drăguță. Să știți că mai aveau și pe roz și am impresia că și pe alb, dar nu sunt 100% convinsă. Pe roz aveau sigur, sigur. Abia aștept să-mi caut și eu decorațiunile de Crăciun, nu, de Paște, Diana. De Paște. Știu că am un iepuroi foarte mare, luat anul trecut de la Pepco și e tot auriu și el. Așa că cred că o să-mi iasă un decor foarte, foarte drăguț și o să avem, evident, un clip pe tema aceasta. Astea sunt cumpărăturile de la Sinsay. Trecem acum la cele de la DM și le lăsăm la final pe cele de la Pepco pentru că sunt multe. De la DM am cumpărat în felul următor. Aici, ca de obicei, prețurile le veți vedea afișate pe ecran. Am găsit aceste gum drops, niște geleuri care nu conțin zahăr, din ce mi-amintesc eu. Da, fără zahăr și fără gluten, sunt geleuri gumate cu aromă de smeură. Sunt foarte, foarte curioasă. Acum, chestia asta albă de pe ele mie îmi pare a fi zahăr. Nu înțeleg cum de nu au zahăr, dar mi-e foarte poftă de ele și abia aștept să le încerc. Dacă sunteți curioase de gustul lor și dacă merită, lăsați-mi în comentarii și o să vă răspund. Nu o să le gust acum pentru că nu este momentul, dar vine weekendul și o să le gust atunci. Am luat și minunile astea. Sunt niște rondele de orez, dar cu aromă de smântână și chive, adică ceapă. Ca și calorii, mi s-au părut că au destul de... Nu puține, dar într-un număr rezonabil. Nu le mai văd acum. Oricum, mi se pare că toată punga asta avea în jurul a 200 și ceva de calorii. Mi se pare destul de decent. Și este posibil să aibă același gust cu chipsurile. Eu asta îmi doresc. Nu sunt eu mare fan chipsuri, dar câteodată mai am poftă de junk food. Și am zis să trișez cu aceste chestii, să-mi satisfac și pofta, ținând cont că au aromă de smântână și ceapă, dar să nu fie atât de grase și de nocive precum chipsurile. Sunt de la un brand care se numește Benlian, habar n-am. Sunt și fără gluten. Posibil să-mi fie foarte utile, ținând cont de condiția mea de sănătate. Apropo de asta, cele care ați văzut daily vlogul, e vineri astăzi când filmez eu și luni o să mă duc la analize și o să revin cu feedback. Vă mulțumesc din suflet pentru toate comentariile pe care mi le-ați lăsat. Mi-ați spus și experiența voastră, m-ați încurajat să repet și analizele. O să le repet cu siguranță și o să revin cu voi, la voi cu vești. Sper să fie dintre cele mai bune. Apoi, am luat și un pachet din acesta de șervețele de la Denkmit, care de data aceasta a venit și cu suport. Și mi se pare foarte, foarte bine așa, pentru că e posibil să se usuce un pic mai greu. N-am avut probleme cu ele, cu cele pe care le foloseam în bucătărie și le-ați văzut în clipurile de Empties, dar cred eu că le vom extinde durata de viață și le vom menține umede mai mult timp dacă vin în această cutie. Și data viitoare nu mai cumpăr cutia, cumpăr doar șervețelele și pe aceasta o am mult și bine. Am ales cu aromă de lămâie. Nu știu dacă mai are ceva în plus, ia să vedem. Cu aloe vera și lămâie. 100% biodegradabile pentru suprafețe netede și lavabile. Eu știți că le folosesc pentru blatul de la bucătărie și îmi sunt foarte utile pentru momentele în care nu fac o curățenie temeinică, poate folosesc blatul și s-a mai murdărit. Vin cu aceste șervețele, curăță foarte bine și mai și reîmprospătează puțin atmosfera. Hai să vă arăt și cuponul acesta pentru că l-am primit și m-am gândit să vă aduc la cunoștință. Există o ofertă în perioada 23 februarie-31 martie 2023 și vă oferă 25% reducere la articolul preferat de make-up, dar știu că sunt parcă excluse brandurile Catrice și Essence, cam asta am reținut eu la casă, da, uite, scrie aici, cu excepția brandurilor Essence și Catrice. Și acest cupon poate fi folosit o singură dată. Nu știu exact cum se acordă, dacă trebuie să depășești o anumită sumă, dar am zis să vă aduc la cunoștință, poate vă interesează. Am luat un gel de duș de la Tesori d'Oriente. Cred că este ceva nou, posibil să mă înșel, nu sunt foarte, foarte mare fan, îmi place brandul, dar nu pot să zic că mă orientez neapărat de fiecare dată doar după el. Am văzut această aromă nouă, Forest Ritual, care mi-a plăcut mult de tot cum miroase. Sincer, nu mi-a mai sărit până acum în ochi acest ambalaj, nici nu știu să vă zic a ce miroase. Este cumva un miros, nu știu, fresh, verde. Mi s-a părut foarte potrivit pentru primăvară. Are și un ușor miros masculin. Da, îmi place mult. Știu că persistă destul de bine mirosul pe piele după ce folosesc gelul de duș de la Tesori și am zis să mai încerc și altă aromă. Ce-am mai luat? Un produs foarte interesant pentru Tron. Știți că vi l-am mai prezentat eu, Petit Pou se numește. Poate
Poartă-l mereu cu tine și simte-te ca acasă. De data aceasta am luat cu aromă de măr verde. Prima dată cred că am luat cu aromă de nori. Știu, ciudat, dar așa se numea. Ce este de fapt? Este o soluție concentrată care se pune în vasul de toaletă înainte ca acesta să fie folosit și nu o să mai aveți probleme. Nu. Să știți că funcționează foarte bine. Eu am mai avut unul la un moment dat. Vipu, cred că se numea. Cred că la preț sunt cam asemănătoare, însă mi s-au părut la fel de eficiente. Și cum cei de la Vipu au doar două arome, dacă nu mă înșel, una mov cu lavandă și una galbenă cu lămâie, am zis să mai încerc și ceva mai fresh cu măr verde. Se pare că dacă vine primăvara, mă orientez așa către mirosuri de fructe, verzi, ierboase. Să știți că funcționează, așa că vă recomand ca acest produs să fie în fiecare casă, pentru că este foarte util. Apoi, am luat o cremă de mâini de la Pure Derm. Am mai auzit de brandul acesta, știu eu că este ok din ce am mai auzit pe la alte fete. Am luat așa mică să vedem în primul rând cum funcționează și dacă îmi place probabil o să o cumpăr într-o cantitate mai mare. Este o cremă tratament de hidratare pentru mâini cu unt de shea, ovăz, măsline și lavandă, fără parabeni. Sunt super curioasă, nu mai am așa mari probleme pentru că m-am dat cu o cremă, cu aceea de la La Roche-Posay Cicaplast, foarte, foarte bună, doar că simți mâinile foarte grase. N-ar fi o problemă pentru că totuși am scăpat de mâinile foarte uscate, dar am scăpat de găsesc totuși un produs mai puțin gras, pentru că nu mai sunt probleme atât de mari. Sunt super curioasă, dacă voi ați încercat această cremă, lăsați-mi și mie în comentarii. Uite, scrie aici că se absorbe rapid, că are o formulă non-grasă și că hidratează foarte bine mâinile pentru o perioadă îndelungată. Sper să fie bună. Am luat de la Neutrogena, încă nu mi-am revenit cu vocea, îmi pare rău dacă mai am note de astea înalte, joase, pentru că încă n-am scăpat de răceală 100%. Revenind, am luat de la Neutrogena o cremă pentru călcâie crăpate și ne spune aici că va ameliora aspectul și starea călcâielor încă din ziua 1. Nu știu, sunt foarte curioasă. Așa arată produsul. Hai să vedem dacă are ceva miros. Sunt super curioasă să văd dacă va fi cu o formulă grasă sau non-grasă. Ia să văd. Nu știu. Nu are miros, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Important este să funcționeze. Hai că mi-a ieșit un pic, o să o pun puțin aici pe mână. Are un miros foarte subtil, tipic Neutrogena. Pare a fi foarte grasă, dar pare să hidrateze bine. Da, sunt curioasă și revin la voi cu feedback dacă vă interesează, pentru că știu că foarte multe persoane au probleme cu călcâiele, mai ales acum după sezonul rece. Aici mi-am luat niște produse pentru unghii, că știți că îmi fac manicura acasă în ultima perioadă cu ojă semipermanentă. Am și un clip dedicat pe acest subiect pe canal. De la brandul Shi avem un nail cleanser pentru unghiile cu gel. Deci este clar un dizolvant de unghii ce nu conține acetonă și este foarte important în cazul în care aveți gel, ojă semipermanentă, să folosiți un astfel de produs fără acetonă pentru a nu altera cumva oja sau gelul. Eu folosesc un astfel de produs după ce termin de aplicat topul pentru a degresa unghia și pentru a nu mai rămâne lipicioasă. Acum, evident, depinde de top. La unele este nevoie să folosești un astfel de produs, la altele nu. Dar la mine majoritatea au nevoie de un astfel de dizolvant, așa că m-am gândit să-l încerc pe acesta pentru că celălalt pe care îl am este pe terminate. Am găsit și minunea asta. Sincer, habar nu am exact ce sunt. Sunt de la Ebelin și scria pe etichetă că sunt niște șervețele. Uite că avem aici traducere. Set tampoane unghii. Ah, ok. Am zis că pe etichetă, acolo unde scria prețul în magazin, scria șervețele unghii. În fine, este un set de tampoane pentru unghii, pentru aplicarea dizolvantului sau a soluțiilor de curățare a pensulelor și cred că toată treaba se întâmplă așa. Și pe aici cred că scoatem tampoanele. Ia să văd dacă și reușesc. Da. Și ne va fi foarte la îndemână. Dacă tragem, se vor desface. Foarte interesant acest produs. Mi se pare foarte util să-l am acolo pe măsuță la îndemână în momentul în care îmi fac eu manicura. De la un brand de care am auzit, dacă nu mă înșel, are și pensule de machiaj, cred. Jean-Louis David se numește, un brand francezesc, din ce observ eu. În fine,
Mi-am luat un buffer ce are 4 fețe. Eu am acum un buffer, nu mai știu de la ce brand e, nici nu cred că îi se mai vede brandul de cât de vechi și folosit este. Și am zis să mă răsfăț așa cu unul nou. Are o parte mai abrazivă, una pentru strălucire, una pentru polish și așa mai departe. Nu știu nimic despre el, dar ca idee, în cazul în care sunteți în căutare de astfel de produse, să știți că găsiți în DM. Mi-am luat și un set de pile de la același brand, una mai abrazivă și una mai netedă. Pe cea abrazivă o folosesc în momentul în care îmi doresc să îndepărtez topul pentru a îndepărta mai apoi oja semipermanentă și pe cea mai netedă de obicei o folosesc pentru pilirea efectivă a unghiei, pentru scurtare și pentru a da formă. Nu știu, n-am idee, mi s-au părut interesante, acum rămâne să vedem și cât de bine funcționează. Și am mai luat un pieptăn de la Ebelin, este din acesta, să știți că eu nu am un astfel de instrument care să mă ajute la tapat și de asemenea în momentul în care voiam să-mi fac cărarea, tot încercam așa cu degetul, bam ieșea dreaptă, bam ieșea strâmbă și am zis că ar fi util un astfel de pieptăn în colecția mea. Acestea sunt cumpărăturile de la DM și trecem acum la cele de la Pepco. V-am zis că sunt multe, nu v-am păcălit, vreau să încep însă cu ce am cumpărat pentru Luca. Am văzut recent, ieri, adică 9 martie, când am fost eu în Pepco, niște produse de la un alt brand, cred că este, nu știu, o colaborare între Pepco și ei, Turtle Dove London se numește brandul și creează haine din bumbac 100% organic. Așadar, am luat acești pantaloni, vă zic și preț pentru că le avem trecute pe etichetă, 43 de lei au fost acești pantaloni, nu este un preț foarte, foarte mic pentru niște pantaloni de casă, eu pentru asta o să-i folosesc la Luca, dar mă încântă foarte tare că este un material 100% natural, ținând cont și de problema pe care o are Luca în momentul de față, adică o dermatită atopică aflată în plină desfășurare. Pe interior arată cam așa, sunt plușați. Nu cred că sunt niște pantaloni pentru sezonul mai călduros, dar pentru vremea de afară, pe care o avem acum, nu știu, 15 grade, cred că sunt mai mult decât potriviți. Mi-au plăcut foarte, foarte mult. Au aici niște desene în zona, cred că este a genunchiului sau puțin mai jos. Mi s-au părut simpatici și cred că se va simți foarte confortabil în ei. Și am luat și un tricou, care la fel mi-a plăcut mult de tot și pe acesta să știți că îl văd potrivit foarte bine și vara, pentru că cred eu că se va asorta foarte bine și la shorturile de baie pe care Luca le deține și care sper să-i mai vină, trebuie să le probez. Pe tricou am dat 21 de lei, eu am luat mărimea 134 de centimetri, 8-9 ani. Foarte mult îmi place, se asortează foarte bine și cu pantalonii și să știți că există și un hanorac în aceleași culori ca și pantalonii, dar eu nu l-am mai luat pentru că nu aveam nevoie, v-am zis. Eu acești pantaloni vreau să-i dau în casă. Trecem acum la produsele pentru casă și care ne duc cu gândul la Paște. Evident că nu poți pleca din Pepco fără șervețele, nu ai cum, efectiv. Am luat în primul rând aceste șervețele într-o dimensiune puțin atipică, adică nu sunt acele șervețele pătrate, sunt dreptunghiulare. Sunt 20 de bucăți în acest pachet, 33 de cm pe 40, 5 lei, același preț. Se pare că la șervețele momentan n-au mărit prețurile și mi se par foarte drăguțe. Și aici scrie Happy Easter. Abia aștept să le folosesc și am văzut eu la Sinsay, pe aplicația lor, niște suporturi de șervețele în formă de iepuraș. Mă tentează să le cumpăr, acum nu știu dacă genul ăsta de șervețele ar sta în acel suport, pentru că avea un diametru destul de generos, dar cred că niște șervete din material textil ar arăta foarte bine. Am mai luat niște șervețele, pentru că mi-au plăcut și acestea, n-am putut să mă hotărăsc, acestea sunt clasice și au fost 6,50 lei. Ei, uite că la astea s-a mărit prețul, tot așa scrie Happy Easter. Să știți că eu am experiență foarte bună cu aceste șervețele de la Pepco, sunt dintr-un material destul de plin, nu se rup, șterg bine, chiar vi le recomand. Și am mai găsit și minunile astea de scobitori, au costat 4 lei, câte bucăți sunt, nu știu dacă am această informație pe aici. Ba da, o am, sunt 24 de bucăți și sunt foarte, foarte drăguțe. Avem cu un ou aici, cu un puișor, cu alt ou colorat roz, vi-l arăt pe partea aceasta, și încă unele pe care scrie Happy Easter. Mi s-au părut foarte drăguțe pentru masa de Paște, pentru platouri, să le înfigem așa în, nu știu, sau de ce nu să facem mozzarella cu roșii sherry, că n-am apucat să le fac la Crăciun, parcă.
cred că rețin bine, sau efectiv să le înfigem în diferite preparate pentru a le fi mai ușor invitaților să se servească. Pentru că vreau să-mi decorez atât livingul cât și puțin bucătăria, am ales acest set de tea towels, le spun ei, de șervete și mi s-au părut la fel foarte drăguțe. Să știți că acesta este imprimeul colecției de Paște, din ce am observat eu. În primul rând îl avem pe acesta într-un verde foarte, foarte frumos și apoi acesta. Mi se pare că sunt totuși din materiale diferite. Acesta mi se pare mai moale, dar nu știu de ce. Iar pe acest set am dat 10 lei, adică 5 lei bucata. Mi s-a părut un preț mai mult decât decent. Nu știu dacă avem ceva dimensiuni în cazul în care vă interesează. Nu, pe acestea chiar nu le văd și nu o să mai pierd timpul acum. Însă, de asemenea, am mai cumpărat astfel de șervete și am fost foarte mulțumită de ele. Am luat și pentru masa din bucătărie ceva. Doamne, deci cât de mult îmi place fața asta de masă. O față de masă albă, simplă. Acum nu știu cât va fi de prietenoasă, pentru că pe o față de masă albă se va vedea orice pată, dar mă bucur că fiind albă se poate rezolva cu clor. Are dimensiunea de 140 de cm ori 220, a costat 55 de lei și v-am spus, mi se pare un material foarte, foarte bun. Nu știu dacă scrie din ce material este. Ba da, scrie, dar scrie în altă limbă. Ia să văd dacă găsim în română. A, din bumbac. Foarte tare. V-am zis că îl simt foarte bine. Hai că încă mai am așa ceva simțuri. Prețul vi l-am zis, dimensiunea v-am zis-o, arată foarte bine și m-am gândit ca pe deasupra să pun acest napron. Are 35 de cm ori 140 și a costat 16 lei și cam așa arată imprimeul. Este un bej cu ceva flori și m-am gândit eu că se va vedea foarte bine. Nici nu știu cum să vă exemplific, că poate vă e mai greu să vă imaginați. Cam așa se va vedea napronul pe fața de masă albă. Și știți că am cumpărat data trecută, chiar din Pepco, acel suport alb de lumânare cu lumânările acelea roz. Apropo, unul a decedat pentru că a primit o minge și evident că s-a spart. Story of my life. Dar am rămas cu unul, m-am uitat după altul, nu le-am mai văzut în Pepco, din păcate, și mă gândeam că acel suport se va vedea foarte bine la masa de Paște în această combinație. Suportul fiind alb, lumânarea roz, cred că se va vedea absolut minunat și abia aștept să vă arăt și vouă și, sincer, abia aștept Paștele, pentru că aștept iar masa în familie, să fac pregătirile. Mă bucur că distanța dintre Crăciun și Paște este mai mică și nu trebuie să așteptăm atât de mult, precum așteptăm de la Paște la Crăciun. Pentru canapea, pentru că da, am luat ceva și pentru canapea. Eu am acolo trei perne pe care îmi place mie să stau foarte mult. Sunt niște perne, cred că luate din Ikea, cu umplutură de puf de gâscă. Sunt super confortabile, câteodată mai și ațipesc pe acolo. Și au momentan niște fețe de pernă albe cu niște buline aurii. Duc cumva în zona Crăciunului și am zis să le schimb. Și am în primul rând două fețe de pernă așa verzi. Acum eu sper să se potrivească, dar zic eu că da. Acestea au 45 ori 45, perna mea nu mai știu cât avea, ori avea 40 ori 40 ori 50 ori 50, nu mai rețin exact, dar sigur, le îndes sau mai rămâne un pic de material extra. Așa arată fața de pernă și știu că o să spuneți cum o să dorm pe chestia asta, dar o să le întorc invers, dacă într-adevăr mă ia somnul. Nu mi s-a mai întâmplat de mult chestia asta, pentru că n-am mai avut timp să mă așez în canapea. Cred eu că se vor vedea foarte bine, eu având canapeaua într-un maro așa combinat cu nude. Din păcate, nu am găsit trei verzi, am găsit doar două. Vă zic imediat și preț, că am impresia că am uitat. 21 de lei fiecare față de pernă. Doamne, cât praf iese din ele. Dar m-am gândit să le combin cu aceasta roz. Eu le pun două așa lipite de canapea și una în față. Și apoi astea două verzi vor fi lipite de canapea. Și în față va veni aceasta roz. O să încerc să o desfac un pic ca să vă arăt în toată splendoarea. Așa arată. Este un roz absolut superb. Îmi place mult de tot. Este genul de roz pe care eu îl ador. Este rozul pal, nu foarte țipător și cam așa arată și pe spate. Mă bucur că are fața asta netedă și cam așa se va vedea combinația. Eu zic că se potrivesc foarte bine. Foarte, foarte bine. Și mai am un singur produs și anume o păturică.
La fel. Cred că este o combinație minunată. Mă bucur că am găsit astfel de păturică pentru că este dintr-un material mai lejer, mai de primăvară-vară, că nu o să te poți, nu știu, înveli vara cu o păturică din aceea foarte pufoasă, precum am luat-o din Pepco, pe aceea de Crăciun, aceea roșie. Minunat a fost, pe cuvântul meu. Mi-a plăcut mult de tot, dar e prea groasă și m-am gândit să iau una în tonurile fețelor de pernă. A costat parcă 110 lei, că știu că mi s-a părut un pic cam mult. Da, 110 lei și are 1,80 pe 2,20. Este cumva, nici nu știu cum să vă explic, dintr-un material așa găurit, dacă reușiți voi să vedeți. Deci doar cât să simți că ai ceva pe tine, are niște ciucurași aici. Pardon, și mi-am tras una în față și un model aici pe față. Așadar, acestea vor merge la spălat ca să le reîmprospătăm și... Ai de mine ce praf am! Și sper să rămână praful din ele în uscător și apoi le voi pune pe canapea și abia aștept să vă filmez acel clip. Cam acestea au fost cumpărăturile, așadar mulțumesc tare, tare mult pentru atenție. Nu uitați să verificați căsuța cu descriere, acolo veți găsi linkul către aplicația Tipli și doar prin accesarea acestui link veți primi bonus cei 30 de lei și stați fără grijă că eu nu primesc absolut nimic dacă vă faceți voi cont. Mi-a mai lăsat cineva la un moment dat un comentariu. Nu primesc eu nici măcar 0,001 bani. Acel link, insist să intrați pe el doar pentru a primi acea recompensă. Abia aștept să ne revedem miercuri cu un daily vlog de la 2:30, să aveți o săptămână plină de bucurie, așa cum am fost eu în clipul de astăzi. Pupici!